Ceaiul de măceșă este o băutură naturală pe care poți prepara din fructul plantei de trandafir sălbatic, măceș. Fructul este partea rotunjită a plantei care se găsește chiar sub petale. Din acesta, oamenii obțin semințe, ulei esențial și extracte folosite în scopuri medicinale și cosmetice. În cele ce urmează, vom vorbi despre principalele beneficii ale ceaiului de măceșe. Dacă îți este interesant subiectul, avem nevoie de suportul tău. Cu fiecare abonare, comentariu sau like, ne ajuți să progresăm. Multe dintre beneficiile ceaiului de măceșe au fost documentate în literatura științifică. De exemplu, un studiu publicat în Jurnalul Internațional de Științe Moleculare subliniază faptul că măceșele au activitate antioxidantă grație compoziției lor fitochimice, care include substanțe precum vitamina C, acid ascorbic, vitamina E, polifenoli, acizi grași esențiali. Asta nu înseamnă că acest produs vindecă bolile sau ajută în mod miraculos la îmbunătățirea sănătății. Pur și simplu, în cadrul unei diete echilibrate și al unui stil de viață sănătos, ceaiul de măceșe poate contribui la bunăstarea organismului. Datorită conținutului său de vitamina C și flavonoide, ceaiul de măceșe este considerat un supliment natural pentru întărirea sistemului imunitar. Un studiu publicat în Jurnalul Central de Chimie subliniază faptul că planta conține cantități semnificative de acid ascorbic, polifenoli și alte substanțe fitochimice care ajută la stimularea sistemului de apărare a organismului. Un alt studiu efectuat de experți pe animale, publicat în revista științifică BioImpacts, a constatat că suplimentarea dietei cu extract concentrat de măceșe a contribuit la îmbunătățirea imunității. Cu toate acestea, nicio dovadă solidă nu demonstrează aceste efecte la om. Consumul de ceai de măceșe nu este suficient pentru ameliorarea bolilor sistemului digestiv. Cu toate acestea, datorită proprietăților sale antiinflamatoare și antioxidante, ceaiul de măceșe ameliorează durerea în cazul crampelor abdominale, arsurilor la stomac și balonării, printre alte neplăceri. În acest sens, un studiu publicat în Jurnalul Central de Chimie evidențiază faptul că măceșele conțin pectină și alte tipuri de fibre care ajută la îmbunătățirea digestiei și absorpției nutrienților. În plus, flavonoidele ajută la formarea unor complexe enzimatice digestive utile în descompunerea eficientă a alimentelor. Efectele sale analgezice și antiinflamatoare nu sunt cele mai puternice, iar experții încă le studiază. În ciuda acestui fapt, măceșul pare a fi util împotriva problemelor inflamatoare care cauzează durere, inclusiv artrită. Conform informațiilor publicate în Jurnalul Australian al Familiei, substanțe precum polifenoli și galactolipidele sunt responsabile pentru acest efect. Consumul de ceai de măceșe este asociat cu o sănătate mai bună a pielii din mai multe motive. În primul rând, conținutul său de vitamina C stimulează sinteza colagenului și protejează celulele împotriva deteriorării provocate de razele solare, așa cum explică un studiu publicat în revista Nutrients. În plus, planta conține o substanță cunoscută sub numele de astaxantină, care pare să aibă efecte anti-îmbătrânire. Cercetările publicate în revista medicală Intervențiile clinice la bătrâni au arătat faptul că suplimentarea cu măceșe ajută la prevenirea ruperii colagenului. Prin urmare, ceaiul de măceșe poate ajuta la îmbunătățirea aspectului pielii. În prezent, studiile științifice nu au identificat efecte secundare grave la majoritatea adulților sănătoși care folosesc ceai de măceșe. Cu toate acestea, datele anecdotice sugerează faptul că unele persoane pot prezenta greață, vărsături, crampe la stomac și, de asemenea, insomnie, mai ales atunci când consumă ceai de măceșe în exces. Din cauza concentrației sale de vitamina C, experții consideră că ceaiul de măceșe poate crește riscul apariției de calculi renali. În plus,
din cauza compoziției sale, poate interacționa negativ cu antacidele, estrogenii, litiul, flufenazina și varfarina. Din cauza lipsei de studii privind siguranța și eficacitatea acestuia, experții nu recomandă suplimentarea cu ceai de măceșe la femeile gravide și care alăptează. De asemenea, dacă suferi de o anumită boală, cel mai bine este să consulți medicul înainte de a consuma ceai de măceșe. Mulțumim pentru vizionare! Iar dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube.